nu știu exact cum se cheamă arta asta, știi, când știi vesel, știi trist. Și mă gândeam scând despre bubiță, la fel un cântec. Cu bubiță, la gurință, hai vă conectați la live, conectați-vă acum, o să fie pe mare drive. Mai modest și drept decât Vitalie Danie. Noroc, prieteni, mai multe cadouri ne-a oferit nouă internetul în ultimele câteva zile și eu... Eu am crezut că el este pentru mine, să stai pe dar din dar să faci rai, să mă împart și cu cei care, care mă urmăresc, cu prietenii mei de pe facebook de pe interneturi. Așa că vreau să cred că să împărtășim împreună această bucurie, acestor două cadouri. Uh, primul cadou, cred că, sunt sigur că deja l-ați și văzut, încă nu știu cu ce sentiment, asta urmează să aflu din comentarii, pentru că eu încă mai colectez păreri, eu personal încă nu am o părere definitivă Pentru că e greu să ai o părere definitivă Despre ceva care uh, e ceva care e adevărat Da, e greu să ai o părere despre adevăr Când există doză de interpretare Zici, mm, blin Nu gata, aici, aici pot să zic că e, laia sau bălaia Dar aici e adevărul crunt, dur Dureros în față Și e tocmai greu de comentat Cu toate astea, cu toate astea foarte mare hype a adunat pe interneturi acest video, și cred că știți despre ce vorbesc eu, stai să ascund acest ferestruică, acest ferestruică, ok, uh, și eu tare aș fi vrut să încep cu dânsul de fapt, da, eu cred că să începem cu acest video, ați auzit de acest video, l-ați văzut, peste două milioane de views are acest video în uh, mai puțin de săptămână, nobody visits this country, find out why, bold and bankrupt, a postat pe YouTube un asemenea video. Mii, mii de comentarii au trezit el. Stai să mii de comentarii au trezit acest video. Primul comentariu din top care și-l să mie mi se arată Moldova is where you go if you need inspiration for your post-apocalyptic novel. Moldova e locul unde pleci dacă ai nevoie de inspirație pentru romanul tău post-apocalyptic. Genial, genial. și uh, dureros în același timp. Greetings from Kishinev. the capital of moldova kishinov is the least visited capital city in all of europe and it's also in the least visited country in all of europe the fact is that more people visit my local tesco every day than visit moldova every year boom krestet. Un vlogger englez a venit la Chișinău să filmeze impresiile despre această cea mai puțin vizitată capitală din Europa și destul de entuziasmat, din primele clipe el deja demonstra că înțelege de ce, înțelege care e motivul pentru care oamenii nu vizitează această capitală. Așa cum am mai spus, multe erau comentariile, multe erau părerile, erau oameni, poate după mine, mult prea bucuroși să vadă această părere. Eu cred că dacă s-ar face un sondaj și am fi întrebați noi ca băcate de oameni pe această planetă, câte milioane mai suntem noi aici pe planeta Pământ, nu pe planeta Moldova, dacă am fi întrebați, da... Ați fi de acord că acest video poate să nu fi apărut niciodată nicăieri pe interneturi, A Ați fi de acord unii poate chiar ar fi bifat da Pentru că încă mai există o doză de asta Blin, da, e adevărat Da, treșerile de pietoni Treșerile subterane sunt distruse Scările sunt distruse Căile de acces pentru oamenii Pentru persoanele în cărucioare Lipsesc, absolut Absolut, am zis Dar cu toate astea, practic, îți dorești Dar poate totuși îl invităm Mama mă sună Mam, nu stai, eu lec. Alo, mamă Alo? Eu, eu, noroc, eu sunt live pe Facebook, poți să la mine, am un live și după asta ne sunăm, ok? Bye, bye. Parcă există o doză de blin, nu hai tot să-l invităm la masă pe omul ăsta, hai tot să-i arătăm că avem și o galușcă, și o muzică, și un Igor Cuciuc. E că e interesant, mai există oameni printre, printre cei care mă urmăresc, care sunt poate la fel, care ar da timpul înapoi și ar zice și dragă Bolden Bankrupt, hai să arăt și o altă parte a Republicii Moldova. Dar cu toate astea, deși noi să nu ne asumăm faptul că există multiple fețe ale acestei țări în care trăim, din care venim, și asta și ne face frumos. Statele Unite ale Americii are un Detroit distrus de criză, Statele Unite ale Americii are un Grand Canyon frumos în care pot șerpi cineva în căsătorie. Noi, la fel, avem nespuse, frumoase tradiții care, poate pentru un străin, par nemaipomenite și par super, câți poate de atractive. citiți o carte, și am început să o citesc. Times New Romanian, scrisă de un englez care a trăit mai mulți ani în România și a adunat părerele mai multor stranieri care au ales România ca un loc de trai, pe perioadă mai lungă, mai scurtă. Și la fel un englez care a lucrat pentru BBC și a venit în anul 94, scria despre România, probabil că am și eu spus și Bold and Bankrupt acum în acest video despre Republica Moldova. Și -a -a că, știi, te apuc spaima că, băi, atâți ani au trecut, și noi încă am ajuns să avem o trecere subterană reparată. Dar cu toate astea sunt atâtea lucruri, lucruri pe care pe un englez sau pe un străin poate să-l atragă. Probabil ați și văzut pe canal, am mai postat un video în care vorbea despre cât de buni, politicoși, zâmbăreță sunt oamenii. Sunt lucruri care bezuslovna atrag. Eu o să-i spun acestui Bolden Bankrupt un mare mulțumesc pentru acest video și o să vă explic la finalul acestui live de ce eu spun asta. Dar deocamdată vreau să trecem prin câteva păreri Care mie mi s-au părut deosebit. Eu le-am adunat de pe internet, sunt trei Dar sunt deosebite, sunt foarte scumpe uh, Pentru că cineva poate să reconfirme Deși nu doar scările sunt distruse Deși nu avem bubi doar în, în trotuare și în infrastructură Dar avem bubi și în cap Dar eu, eu vă vândem să urmăriți aceste comentarii Să vedeți le-am adunat Primul mă când că vine de la o postare făcută de um, Cei de la Cometa, da cei de la Cometa au întrebat, sunteți pro sau împotriva acestor video? Nu știu dacă neapărat întrebarea așa are rostul, cum adică zi împotriva acestui video. Este, este, e ghinic, este, are peste 2 milioane de vizionări. Iată Ion Gonța și spune, e pro, pro, pro să vadă lumea ce națiune de imbecili avem. Murdar, lene și hoți și răi în toate. Vă meritați soarta. Sus, Ion spune că avem, adică ei pronumele la persoana în, 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 întâi pl plural, ca și el e în nașii care au această națiune de imbecili, dar dacă ai națiune de imbecil și tu ești om, faci parte din națiune niharașo pentru tine, on spui asta, și primul murdar, leneș, hot, și răi, în toate vă meritați soarta. E ca, e ca, e ca, chiar fiind plecat din țară, eu o leac, nu înțeleg cum poți să fii așa. E ca aș, cu, cu asemenea palme să în bucata de pământ din care ai plecat în oamenii alături de care te-ai șorsăit prin marșuci pline. Chiar nu înțeleg. Hai să mai urmărim încă unul. Vane Arsenii zice, țară de cacat, dar oamenii tot speră că va fi bine. Nu va fi. Încă un secol ne trebuie să ieșim din rahatul ăsta. Abstai, Vania, tu zici că nu va fi, dar spui încă un secol. Trebuie să... Un secol, Vania, nu-i mult. Poate pentru noi, oamenii care ne ajungem să trăim 100 de ani, asta mult. Dar pentru o țară, un secol nu-i mult. În 19, cu 10 secole în urmă, dacă te dușeai în Anglia și aveai o, o, un GoPro și faceai un video, probabil te uimei de ho și razruhă. Nu mai știu venit danezii peste dânși, dacă nu greșesc. Da, danezii eu, eu cucerit pe, 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 pe le, le, le rup, cum s-ar zice, mercurul. Mare era pe acolo. Și acolo au trecut de 10 ori cât tu spui 100 de ani ca să schimbi tăt și s-au schimbat și Anglia Anglia, Moldova și Moldova. Așa că 100 de ani probabil pentru o țară nu este chiar atât de mult. Dar al treilea comentariu pe care l-am selectat și vreau să vă arăt e unul de rangul uh, SpaceX, de rangul Cosmosului. Atențion! Ivan Morari scrie, da, e urât, dar noi nu avem pidari lesbienci pe drum ca la voi. Fuck! Ivan! Cât adevăr! Cât adevăr spune aici Ivan în această declarație. Într-adevăr, e că...

Tu îți dai seama dacă erau lesbienci, da ușa stingi de cai de lesbienci. Da acum, în schimb, ia ca așa, nisipos, frumos, la nivel, înțelegi? Frumos, frumos, într-adevăr, dar în schimb nu sunt lesbienci. Mulțumim, Ivan Morari, pentru această părere, dacă ne urmărești. Ne-am ne bucurat să te alături acestei discuții Poate tu mai ai niște argumente sub, Sau cum să zice niște, niște motive Care ar susține această cauza ta Această părere

Aș fi vrut despre acest video să vorbesc pe îndelete, așa cum am mai zis, ieri chiar am lăsat și un sondaj de opinie pe pagina Lumina, peste vreo 200 de oameni au răspuns, m-am bucurat să citesc asta. O mare majoritate a confirmat că da, e adevărat ceea ce spune, dar eu, așa cum v-am mai spus la început, aș vrea să subliniez un caracter al acestui video care pentru mine e tare scump. Eu cred că acest video este, cea mai puternică publicitate electorală din ultima perioadă. Judecând după numărul de views, după, după impactul pe care l-au avut, după știrile care au fost publicate cu, cu, acest video, aceasta este cea mai puternică publicitate electorală cadou opoziției. Pentru cei care luptă cu așii, care au fost mulți ani la putere sau încă mai sunt, fie că sunt mari, îi spunea și abiază, că n acest video este cel mai frumos cadou, 16 minute de aur cadou curat, care pur și simplu poate fi preluat și mers cu dânsul mai departe. Omul îți arată scări distrusă și am să, să mă duc și la cei care sunt acum în funcții publice. Omul îți arată scări distrusă, dar tu, opoziția, nu mai e ca așa, e că poți spre ei asta și multe alte motive să le preiei, să le bagi în discursul tău public. Pentru că cineva să laudă cu fapte bune. Așa e? Să laudă, după cum sunt nu slau? Cineva are televiziuni, cineva are jurnaliști care... <coughs> tu ce mai nu vezi? În floritare țară -ne! Și aici vine un englez, pe o lună în Republica Moldova, care are drept angajament să viziteze țări și locuri ale planetei care sunt mai puțin populare, care e destul de curajos să o facă și care este probabil un, turist mai rar întâlnit. Și eu nu știu dacă noi zic noi probabil trebuie să-i fim recunoscători pentru faptul că el a ajuns și-a vizitat Republica Moldova. Fiind conștient că e o țară puțin slab vizitată, el a ajuns să facă asta. Nu știu câți din cei care au urmărit și-au adunat la aceste 2 milioane de views vor decide la fel ca el și vor spune băi, să-mi iau backpack-ul, să prind la curaj și să mă duc și eu să văd razruha din Republica Moldova. Dar vreau să cred că asta va genera la fel un, um, un, un, un drive de turism indirect

dacă aveți chef știm să-l vedeți. Tony Hawk e un englez care a venit în, în Moldova în lui 98 pentru că a cu un prieten, <laughs> E l pe Anatol Durbală, care joacă rolul de tra translator în acest film, care a pariat cu un prieten că pasă bate i pe, echipa echipa Moldovei de fotbal la tenis și el a luat acest angajament și a venit în Republica Moldova. Acum Republica Moldova se poate lăuda cu ani buni de relații cu Tony Hawks, după care Tony Hawks o deschis și un centru de ajutor a copiilor care suferă de boli cronice, din familii vulnerabile. Pot să vezi un oarecare știi, impact pe termen lung de după și omul vine și vezi, oh my god, razruhă, fuck, eu pot contribui cu eu pot schimba ceva. Așa. așa că tare vă recomand să vedeți părțile bune în, în, ceea ce a făcut Bold and Bankrupt. Mai mult ca atât, eu am găsit și o pagină pe Patreon. El aparent are cont pe Patreon, așa cum are și emisiunea Lumina. Și el acolo are un angajament curios pe care îl, îl notează. My goal in my videos is to travel to places that many avoid and have some fun with the local people and show that we are all pretty much the same really. Scopul meu este să călătoresc în locuri pe care mulți le evită și să mă, mă, distrez Have some fun, mă distrez Sună ciudat cu Să mă distrez cu localnicii Și să arăt că noi în mare măsură Suntem toți la fel Foarte ciudcos Nu uitare activ și drept pagina asta de Patreon Dar aș vrea să cred că din milioane de vizionari Mai faci o leagă de bani și din monetizarea de pe YouTube Așa că mare, mare succes Îți dorim bold and bankrupt Și dacă îl întâlniți cumva Și dacă este în continuare prin Moldova arătați-i poate aspecte mai puțin, mai, mai puțin neplăcute decât scări distruse. Iată. Bineînțeles că există oameni care vin în Moldova cu alte scenarii în cap, care nu vin în Moldova pentru că it's a country that people avoid și am trying to have fun with local people. Sau so, de fapt, chiar asta și fac. De exemplu, recent au apărut două documentare la postul de televiziune Arte, pe site-ul arte.tv, puteți să vedeți ambele. Uh, și bineînțeles că ele nu au adunat pe YouTube-uri milioane de vizionari, pentru că atunci când povestești de un festival, de un sat care se restructurează, de... opa, Ah, des problèmes de de d'entraîner de la video nu peut... Mais qu'est-ce qui s'est passé qu ce qui s'est passé On va essayer încă une fois. Ouais, 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 ouais. Pas, pa de video disponibil. Ouais, Mais, nu je sais pas, qu ce qui s'est Mai e scurt, pe arte.tv puteți căutați Moldavii Ter de Contrast și Moldavii Ter de Riches, două documentare care au apărut. Niciodată n-ar fi generat astea la fel de mult știri și comentarii. Niciodată povestind despre ceva bun n-a să generez o viralitate. Niciodată povestind despre cum o comunitate din satul Râșcova, raionul Criuleni, s-a apucat să selecteze gunoiul, n-a devină o știre virală răspândită de toți. Ha! toi ai văzut asta? Ha! Tu ai văzut asta? și pricol! În satul Râșcova lumea selectează gunoiul! Ua! Nu că tu vrei să vezi buba, buba să tragă mai mult atenție. Este și în normal asta. Anyways, amu. Deci am spus că sunt două cadouri, pentru cei care au început să mă urmărească de la bun început. Vreau să verific doar comentariile să văd dacă voi încă sunteți pe aici și sunetul e bine. Da, voi sunteți pe ei. Um, pentru cei care sunt de la bun început, am spus că sunt două cadouri pe care internetul ni le-a oferit. Primul cadou este acest video de la Bold Bankrupt, Bankrupt. Și al doilea cadou a urmat astăzi sau ieri seara um, după incendiul care a mistuit o bună parte din clădirea catedralei Notre-Dame la Paris. Eu când am văzut această, această știre, noutate, postare, articol pe Agora, îmi de zis că băi, aici precis, e o sursă nesecată de inteligență bun simț. Republica Moldova este gata să ajute Franța cu tot ce poate. Politicienii moldoveni nu au ignorat în niciun caz, nu dat uitării, nu s-au făcut că plouă atunci când vine vorba de un incendiu la Catedrala Notre-Dame din Franța. Eu, bineînțeles că aș trece direct în nezul nezului, dar nu putem. Hai să începem cu un antreu. La antreu îl servim pe domnul Dorin Chirtoacă, postarea domnului Dorin Chirtoacă, eu nu știu câte adjective mai sunt, eu nu știu câte metafore mai pot fi spuse, dar voi pur și simplu trebuie să vedeți asta, atât, voi pur și simplu trebuie să vedeți asta. Dorin Chirtoacă publică pe Facebook, următorul mesaj, să-l dăm o mai mare, să-l vedem. Dorin, așa, așa, Notre-Dame de Paris cea mai frumoasă catedrală din lume și Titanicul, cea mai mare corabie din lume, la acea dată, s-au scufundat în flăcări în aceeași zi, 15 aprilie, la distanță de 107 ani. De ce? Cine poate răspunde la această întrebare? Cine poate răspunde la această întrebare? Voi auziți cum, cum urlă luchii la această postare? Dorin Chirtoacă. S-au apucat scompare naufragiu titanic cu incendiu devastator la catedrala Notre Dame. Cine îi poate răspunde? Vă rog frumos ajutați-l în comentariu, comentarii, răspundeți-i domnului Dorin Chirtoacă. Cum se explică la distanță de 107 ani ceva o ars ceva s-a dus în apă, foc, apă, foc plus apă, ying, yang, 107 ani, 1 plus 0, 7, 7 plus 1, 8, 8 e infinit! Voi ați înțeles, 15 aprilie, 1 plus 5, 6, 6, cifra lui Dracu! Ai, 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 Cum de explicat la copii ce s-a întâmplat la distanță de di secolii, secoli... 107... A o sută șapte. Dar cine a spus nou Vania mai devreme într-un comentariu? Vania, unde e un comentariul lui Vania? Vania, ia a comentariul lui Vania. Țara de cacat, oamenii toți speră că va fi bine, nu va fi. Încă un secol ne trebuie să Un secol, Vania! Un secol a trebuit ca după Titanic să ardă Notre-Dame. Un secol ca Moldova să facă într-adevăr o țară civilizată, totuși un secol. Vania! Tu! Ai prins ceva la Notre-Dame? Vania! Ce ai făcut tu? Răspundeți lui Dorin Chirtoacă Răspundeți în postarea lui Dorin Chirtoacă Cuvanei de jine Dar țineți în minte cânticul Țineți minte cânticul Lu' gândul mâței Și care începe cu versurile Cum începe el? Eu îți cuvanea Așadar, formația gândul GM Great Mondial eu, nu mai știu unde se duce gândul meu, dar undeva se duce și asta nu e deloc legal. Prieteni, hai un pic să analizăm și s-a întâmplat de fapt pe 15 aprilie în istorie. Eu am găsit o dată care să ne răstoarne puteți noi și ați vă facă să încetați să râdiți la postările lui Dorin Chirtoacă, dar să luați în sfârșit, în serios, 15 aprilie. ca, scrim, this day in history, 15 aprilie. Ai spate dus, spate dus, hai să ne uităm. 15 aprilie, ia am găsit. 15 aprilie pe Wikipedia, mai multe evenimente, nașteri, morți, un altă. Dar la nașteri, ce observăm la nașteri în 1990, pe 15 aprilie se naște Emma. Emma Watson, actrița care a jucat în Harry Potter. Dorin Chirtoacă era supranumit de colegii oponenții Harry Potter. Emma Watson, născută pe 15 aprilie, cea care a atins, a pus mâna pe bagheta lui Harry. Emma E cu M se începe, M mâței, gândul mâței, E cu A, dacă tai niște linii, se prinește G. Oh my God! Voi înțelegeți că el a avut dreptate. Acum înțelegeți că asta nu minciune. Voi vedeți cum lucrurile se leagă. Voi vedeți cum până acum trăiam în tuman, dar acum totul e lumină. De fapt, make sense. Da, iată, frumos antreu, destul de voluminos. Știu că unii dintre voi deja au nevoie de mizim, dar pe noi ne așteaptă main course, main dish. Pla principal ca gavarița. O să servim astăzi, așa cum am spus, o părere a unui politician moldovean care nu știu cum nu a răsunat în mass media, nu a răsunat tare mult, dar a fost postată pe o singură platformă, pe Twitter, acolo unde vreți un moldovan jumate. Dar e ca pe Twitter, acest prim-ministru în funcțiune, Pavel Filip, a scris următorul lucru și noi cu voi merităm asta să vedem. Postare al lui Pavel Filip pe Twitter. Ca a care a flăcări, o parte Notre-Dame. Totally appalled by fire in Notre-Dame. An icon of French Christianity, severely tested. Moldova's solidarity with France is rock-solid. We feel for you and ready to help with whatever we can. Pavel Filip, Prime Minister. Să mai scrie A, el nu numai prim-ministru, el e proud husband and father, passionate for good governance and technology. Spune că Moldova este gata to help with whatever we can. Comentarele, bineînțeles, că nu întârziat să apară. How about for now to help your citizens in some repairs of the subways at least? Cu, uh, da? Tot subway schemă. Andrei Ciobanu îi propune lui Pavel Filip să ajute proprii cetățeni decât să gândească chiar că acum, imediat, la, fr la, la cetățenii francezi. Uh, dar poate întâi vă preocupați de problemele din <laughs> Super! Uite cum lumea îl susține. Uite cum Hai să-l susținem și noi. Am și eu un cont pe Twitter de acum 400 de ani. Hai să-i uh, Thank you! Thank you! No. Thank you, Mr. Philips! You are... Leader of country, you makes no no. I should makes makes proud, proud peoples. You are rigid, rigid, solid, gaseous, liquid. You think of architecture is best when not. in a country. Ia sper ca să înțeles ce am vrut eu să scriu. Reply! Gata, yes, am răspuns, am făcut datoria mea de cetățean. Mulțumim frumos. Pavel, Filip, mulțumim din suflet. Mă că DC, deși, deși Pavel, Filip vrea să ajute, zici ca să ajutăm cu tot ce putem poporul francez, el și nu citești știrile, poporul francez are destul de mulți oameni trej la cap, bravi. De exemplu, hai să începem cu președintele. Uite, președintele și-a făcut și ca urmare, cum au răspuns alți oameni din Franța. E Dacă uitați-vă și articolul, tot pe Agora, apărut. două familii din Franța vor dona 300 de milioane de euro pentru reconstrucția catedralei Notre-Dame. Două familii din Franța, cunoscute pentru imperiile pe care le-au clădit în, în, în domeniul modei, vor dona 300 de milioane de euro. Potrivit sursei citate, gestul acestora este un răspuns la apelul președintelui francez Emmanuel Macron de a strânge bani pentru reparații. Apelul președintelui: că ceva e în, în popăcică!

Ruslan Codreanu, tink, tot pas pas da politician. Și look at this. this is how little the government has done for this city. but even here, in the very center of the nation's capital, look at it. look, there's bloody steps missing. no one's done anything. and check out this. this is the wheelchair access. <laughs> General, este de acord cu faptul că trecerile subterane au nevoie de investiții. Le... Tu nu ești în funcție pentru a -și de acord cu ceva. Eu sunt de acord cu un țară, greu, da. Tu primești salariul ca să de acord că sunt probleme de rezolvat sau primești salariul ca să rezolve aceste probleme pe salariu că sunt doar nopțele, sunt roz unghiile, zici, nu le ce să fac cu subteranele astea? Macron o cerut Franței să ajute la reconstrucții, Tu știi că sunt treceri subterane care sunt deteriorate. Chiamă lumea la ajutori. Sunt și Moldova oameni bogați. Mă am auzit că sunt și Moldova oameni bogați. Mă ting și Moldova porșuri, caienuri, mă -tinc. Poate există cineva care i-ar păsa să contribuie la un bun public la aspectul unei treceri subterane. Eu personal aș dona de la distanță pentru o treceri subterană din Moldova. Primarul a spus ceva despre asta. Eu îi de acord cu ce -a filmat bloggerul. Eu decât să mă buc. Silvia Radu spune primăvara trecută în 2018 și s-a apucat parcă să facă divizul de cheltuieli. Am uit 2019, de Ruslan Codreanu ne spune nouă. A, ah, dar Silvia Radu n-avea când, bled, eu au cumpărat 2 milioane de flori. Фак, як, а, як еще грешит Янглезу влогеру, б, б, ну, плека, а, ну, а, дека, я машина Тимпул и шантарчный напой, и прямовара трикута совет с Флоричели. Чай филмат деструджер, б, на А столовой гей лесбиенчи, даланой, Флоричелефост, колорати, кур куркубил. Mă bucur că oamenii și din străinătate confirmă, cele care le-am spus și eu în calitate de interimar, că subteranele necesită o investiție majoră. De, din partea bugetului municipal, noi Bizați. acum facem divizi de cheltuieli pe subterane și, în primul rând, subteranele... El, el nu-și da seama ce spune? Mă bucur că oamenii de străinătate o confirmat ce ce am spus și eu ca primar interimar. Superb. Te oprești poliția, mergi cu 340 de kilometri la oră. te oprești poliția, uh, domn șofer, ați încălcat regulamentul circulației rutiere, ați mers mult peste limita de viteză. Uh, domn polițist, mă bucur că ați observat și sunteți de acord cu faptul că eu într-adevăr am apăsat pe pedala de accelerație Acum eu am plecat la revedere Mă bucur că sunteți de acord Important e simplu, la urmă de acord Dacă nu ne o înțelege, nu om și oameni, nu om și oameni, nu ne mă înțelege Sănătate, hai, hai, și sănătoși Sio. Stas Mihailov, spui nu ce-o scenă Concerte, fierbercuri la nisporeni, la orhei, în țara dar niște treceri subterane. Da cui trebuie, blat, tu-ți dai seama cum ar fi arătat la publica live trecere subterană inaugurată de Silvia Radu. De acolo e întuneric, trecere subterană. Când citești ceva care începe cu sub, deodată e o, este de sub, este ceva trist. Flori, primăvar, câmpii, muzicuță, soare, colorat. A, a Silvia, femeie, rochiță, totul frumos. a, a, a. Нафига с репарю тречери субтираны кемпоц. Флоричели сапуй. Аста да фрумос. Молцумим дом Руслан Кудряну. Ши пати. Пати с чистой дюмнюастра часто нову тати. Шас ведецку Макрон. Шири бань для француши. Ши вой функционари публичку трибуни. Публичи. Для кари, для кари птец ва адресац у амилор. Птец ла фелс фащиц аста. Бей пацани. Uite cât de bubi mai sunt în oraș, noi ne dăm silința să le rezolvăm, atâta și atât avem un buget. Hai să facem cumva de la mână la mână să adunăm fie o clacă pentru curățenia râului Bic, fie o clacă pentru a aduna bani, pentru a repara o trecere subterană. De ce nu? Eu sunt primar, interimar, eu pot să folosesc televiziuni publice, pot să mă duc să ofer interviuri, să rog presa să vină la mine, să rog oamenii să mă audă să doneze pentru așa ceva. Dar nu, blea, nu e posibil. Nu-i posibil. Deci, ceva la francez se poate, dar aici nu e posibil. Acum, întrebare: cu ce oare? Cu ce oare ar fi gata domnul Pavel Filip să-l ajute pe Macron și întregul popor francez atunci când vine vorba de reconstrucția Catedralei Notre-Dame de Paris? Ce exemple de bune practice avem noi la capitolul păstrarea patrimoniului cultural? Hmm? Павел Филипп ты у нас у нас ка фарти бине. И лареш коллеги в партии, которые, ух, уака территории пинчентру историка Кисинеллы. Окупарат трезк, окупарат каса. Допаста конструирует новостроер дом, Павел Филипп. Вряд сажутаться францужийкой деньки новостроен центру. офигительно арфи Но дам где люкс суперб. о Одиссейс, Одиссейс Оазис Плюс, лакшери комплекс, Билдинг, Новая девица и В центре Парижа есть бассейн, есть Wi-Fi, есть курилуша Гермес. Приезжай, покупай. Девица центр Парижа. Квассеминая идея, вряд от сожалеет французей. Опьюлер, арфис Фиспус, французей, лап, отчес. Фельд, аджитор, на не бой, да, шашева. O zis Macron, ajutați și sar familiile bogate și ajută. Domnule Pavel Filip, dumneavoastră, din câte am remarcat de câteva ori, chiar cunoașteți pe unii care fac parte din raportul Crol 2. Pentru că într-un interviu ați spus că majoritatea dintre dânși sunt oameni onești. Înseamnă că o leac tot și cunoașteți, măcar dacă nu la față după nume. Dacă sunt onești și bogați cu afaceri, fac parte din raportul Crol 2, Poate apelați la dâns pentru că ca, ca aveți nevoie de rezolvat ceva în țară. Și ca pe la dânș, da, așa, transparent. Nu pentru fiervercuri la nisporeni, nu, 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 nu. Nu, las că robul primarul de la nisporeni să discurcă el cumva, e ca șase luni fără fiervercuri. Dar poate să construiți ceva de durat, de impact, care să nu generează tare mult hype, să nu și tare viral, să nu și tare strălucitor și colorat ca florișele. Dar pe termen lung, să vină un turist și zică, hm, <laughs> Uh, hi guys, I'm in the center of Kishinev. Apparently, there's nothing left from what I filmed a couple of months ago. It's all been reconstructed. Do you remember Hotel Nacional? It's all now a huge museum and an art project for artists all over Eastern Europe. Vădat să mă așa ceva posibil? Nu-mi dau an seamă, pentru că e imposibil, pentru pe Twitter poster înloc în cap gânderi. Dar Retires. Am ocut voi v pregătiți pentru voșara și măcușările înainte de fotbal Retires. Continuous secret, că video făcut de Golden Bankruptcy. Este shell-mei. scump ca două opoziții de la Chișinău și al mai puternic spot electoral care putea fi făcut. E ca așa pur și simplu servit pe tavă. Na, fapte. Nu vorbe, pajalusta, berite, i ne vreau. Dumitru Alaiba, Andrei Nastasi, Maia Sandu, oameni care fac parte din fosta opoziție extraparlamentară, mu deputați fiind strâmbițați la sfârșit, faceți voi asta. B interpelări, cum se mai cheamă, este aflați cât costă reparația. Din câte am înțeles, este la, la botanica costă 5 milioane de lei reparația unei subterane. Lansați voi aceste campanii, ia că aveți prilejul ne mai pomenit de a grăi cu oamenii. Noroc, ribiatușchi, trebuie să adunăm să reparăm. Hai să o facem noi înainte primărie. La urma urmei, te înțelegi, spui lui salut, ciuvac! Noi avem aici niște resurse. E ca, e ca, aici am adunat o mână de oameni și, și, un pumn de bani. Vrem să reconstruim o subterană, vrem să reconstruim niște scări, vrem să instalăm în sfârșit o pantă de acces, care și e pantă de acces, dar nu com A, uite ce prilej minunat. Uite ce prilej minunat. Am citit azi un comentariu scris de Ion Grosu, un prieten de pe Facebook și nu sunt sigur dacă asta e fraza lui, dacă a luat-o de undeva, dar mi-a plăcut foarte mult cu, uh, formularea. Umnaia, umnaia apaziția, uh, stai, cum era acolo? Ok, hai să încerc în română. O, opoziție deșteaptă luptă cu prostia. O opoziție proastă luptă cu puterea. Atunci când tu ai asemenea video, care să că tu nu trebuie nici să faci, el a apărut, el distruge fapte, nu vorbe, tu ca opoziție trebuie să lupți cu prostie în continuare, nu cu putere. Gata, puterea asta se auto îngroapă. Pavel Filip se auto îngroapă super adânc cu postările astea de pe Twitter. Sunt auto îngroapă, nu știu, în nerușinare, în aroganță, în prostie, în, în, oameni pe care îi angajează și scriu aceste postări prostești. Ei singuri se autodistrupe. Pare mai așa, nu trebuie tare mult să faci. Ca în cazul copchilor, atunci când intră în criză de... Criză nervoasă tu știi că dacă te apropii, asta pasă să agraveze, poate urși tot mai tare, tu i arăți lui că ești atent la ce ești face. Dar imagine tu nu și reacționari la tata asta, să lași stângă focul de la dânsul, dar între timp să lucrezi pe flanc, în alte direcții. Iar Iarăși, eu nu vreau să generez și teorii de, polit, de politolog, ideologii, dar cred că dar cred că ce am spus e, 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 cu dreptate. Și m-aș bucura să vină turiști englezi să filmeze și eu zic că Mă bucur că i-o drept cum eu am zis <laughs> Hai acum să mergem la o postare a celor de la Occupy Goguță um, Care la fel m-a inspirat foarte mult și pentru acest live o, o, postare care vine cu o urare Dacă vreți Pentru <laughs> Pentru, pentru Pavel Filip mai ales Uite ce scriu acești din, uh, băieții și fetele din Ochipai Guguță. Sperăm că mâine aceiași demnitare o să iasă cu alt tip de declarații. De exemplu, cu începere de azi, guvernul și președinția vor duce o luptă necruțătoare cu cei care își însușesc sau distrug patrimoniul țării. Cafeneaua Guguță va fi întoarsă în patrimoniu public, la fel și insule din parcul la izvor. Nu putem sacrifica trecutul și viitorul de dragul, de dragul unor interese financiare înguste. Avertizăm pe această care tot felul de aventurieri politici care distrug tezaurul comun al țării, că eforturile lor vor fi pedepsite. Îți dai seama că să vezi așa să-l vezi Pavel Filip care zice, tax, m-am îndurerat de ce am văzut, m-am bucurat să văd atâta solidaritate în poporul francez, în oamenii care, care prețuiesc patrimoniul cultural din întreaga lume, și am zis că, trebuie ceva de făcut cu patrimoniul cultural local din Republica Moldova. Că dacă Notre Dame-ul atât de ușor poate arde, puținul pe care noi îl avem trebuie să l păstrăm cu chiu Sau, Pavel Filip, nu știu ce faci la ora asta, Pavel Filip, nu știu dacă faci Pavel sau dacă faci Filip, dar e că eu cred că acest video of, este un tutorial nemaipomenit pentru oameni ca dânsul să-și redreseze situația pe, 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 pe scena, pe arena publică, să-și facă într-adevăr fapte, dar nu vorbe pe Twitter. Cred că ne-am spus pe toate care le-am dispus. A, ah, o glumă de la Andrei Lutenco, patronul emisiunii Lumina. Vreți o glumă? Ha, tare o să râdeți. Tare de râs. <laughs> Întrebare. Care este cea mai bună zodie în caz de incendiu? Minuta pașla, Aștept răspunsurile voastre mai jos în comentarii. Între timp, vreau să spun un mare mulțumesc celor care sunt patronii emisiunii Lumina, cei care susțin financiar emisiunea Lumina în fiecare lună. Время самому сумец Челверке, речен 29 патрон. Штефан Хенку, мультсмец Днисуфля, Марина Павалаки, Дмитру Комарницкий, Кристина Райлян, Наталья Павалаки, Василий Ставила, Дима Грумеза, Вирджилию Ханган, Марика Буга, Лора Кочеро Ариков, Юлия Агрич, Ливия Скраба, Ион Рошка. Tare, vă mulțumesc că ați decis și decideți să susțineți emisiunea Lumina în continuare. Pentru mine asta înseamnă foarte mult. că cam peste ochii mei scrie adresa unde poate fi susținută emisiunea Lumina în fiecare lună sau puteți să o faceți pe patreon.com uh, și am spus eu, nu, no, pe paypal la adresa emisiunea, mă văd așa? emisiunea.lumina.gmail.com Hai, dispare. Așa e de lungă chestia asta? Nu dispare? Așa îți dispare, mă tin. Oh, o, a dispărut. Um, vreau să spun că de curând am început să postez într-un grup închis doar pentru patroni. Dacă vă ar bucura să faceți parte din această comunitate să ne împărtășăm în o altă chestie o leacă mai, mai personale care nu apar pe pagina Lumina sau pe YouTube. Atunci binevoiți să contribuiți financiar la emisiunea Lumina. Până una alta, orice like și share este cât se poate de apreciat. O să intervin puțin mai târziu și o să citesc comentariile voastre. Vă mulțumesc tare mult. Și care urmează să urmărească fotbalul. Boc, вами nu, nu vă înțeleg. Nu de unde veți timp pentru fotbal, da? Unde veți timp? Dacă eu e ca de la siscă la butilcă. Butilcă siscă. Nu mi ajunge mie. Dar succes. Succes Galatasaray, succes Gica să mă acolo golul puternic. Și cred că... dacă când începe? Azi la trei începe, nu? La, la ce oră începe meciul? La, adică la 3, scuzați, la, 3 ora mea, la 10 ora Moldovei, nu? No? Bravo, mulțumesc pentru răspunsuri la Vadalei, ați găsit, ați găsit, da verific. UEFA Champions League. Azi la 3, Juventus, Ajax, Barcelona, băi, da, poți să-i puternici și m-aș uitat cum aș eu dar n-am chef. Sare, <laughs> sare, brătaci, sare, brătaci. Hai, Ajax, spune Pavel Ciorici, patrona emisiunii Lumina. Știi ceva, Pavel? Ce, ce, ce a făcut Ajax? Nu m-aș mira ca acolo să joace lesbienci. A? La 21.45. A, ah, înseamnă că mu, abgata, eu vă las, dar plec. Mersi tare mult pentru atenție. Aruncați un like în sus la acest video pentru cei care n-au reușit să vadă de la bun început acest live va fi aruncat mai târziu pe YouTube. Vă cuprind, amuși vin fetele la școală, gătim și am ne când ne reauzim. Pupicei! Eu vă mulțumesc pentru atenție Eu vă aș ruga mai puneți